Astăzi o să vă arăt mașini cât mai noi din Germania pentru cei fără prea mari pretenții. Și când spun pentru cei fără prea mari pretenții, nu mă refer neapărat la niște mașini slab echipate sau la niște mașini neinteresante, mă refer la niște mașini care nu sunt de la Audi, BMW sau Mercedes, pentru că, da, cei drept, mulți spun problema în felul următor. Adică, auzind fraza asta, așa mi-a și venit ideea să fac videoclipul acesta și mai exact, de ce să dau 15.000 de euro pe, nu știu, un Golf 7, când la 15.000 de euro pot să-mi cumpăr un Serie 5, nu contează că are 300.000 de kilometri, dar este Serie 5 sau Audi A6, Mercedes E-Class și așa mai departe. Deci despre asta o să fie vorba în videoclipul de astăzi și mai exact despre niște mașini, aș putea spune, de buget, adică care nu fac parte din gama premium, dar care în schimb vin cu multe dotări, au un kilometraj redus și certificat și se vând la niște prețuri decente pentru ce oferă. Doar v-am spus, dezavantajul ar fi că nu sunt niște mărci premium. Bun, pe cam astea fiind spuse, după cum bine știți, nu uitați de un like, iar în cazul în care nu sunteți abonați, să apăsați și pe butonul de subscribe, iar acum haideți să vă arăt mașinile. Prima mașină pe astăzi ar fi această Skoda Superb din 2018 cu un nivel de echipare mediu. Din acest punct de vedere mă refer eu că este o mașină pentru cei fără prea mari pretenții, pentru că la prețul cerut pe această Skoda poți să-ți cumperi un Superb, nu știu, cu un nivel de echipare mult mai superior, doar că cu un kilometraj mult mai mare și poate nu cu un istoric complet. Skoda de față este vândută chiar de către reprezentanță. Interiorul arată foarte bine, avem scaunele sport încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, normal, senzor de ploaie și de lumină. Cum spuneam, este o Skoda Superb cu nivel de echipare mediu, vine cu jantele originale pe 17, cu anvelope în stare bună, are farurile cu xenon și pilot automat adaptiv. Am uitat să spun că este pilotul automat adaptiv. Vine cu motorul de 1.8 TSI de 179 de cai, are 100.000 de kilometri, iar acum haideți să o verificăm rapid și pe car vertical. Acesta este raportul car vertical pentru Skoda Superb. Nu s-a depistat niciun fel de problemă. Aici avem toate lucrările de întreținere, iar în legătură cu kilometrajul, sper că vedeți, avem o diagramă bine desfășurată. În 2021, luna 12-a, mașina avea 92.000 de kilometri. V-am mai spus, asta înseamnă să cumperi o mașină de la reprezentanță, nu au fost depistate daune, iar aici avem alte informații despre mașină. Vă reamintesc că aveți un link în descriere cu 10% reducere pe car vertical. Aruncați-o privire puțin mai jos. Ați văzut și voi, totul este în regulă, iar prețul cerut 23.000 de euro. Aici avem un Golf 7 din 2016, nivel de echipare all-track, adică este un Golf 7 destul de bine echipat, doar că din nou este o mașină pentru cei fără prea mari pretenții, în sensul de la suma cerută pe acest Golf poți să-ți cumperi, spre exemplu, și un Serie 5 sau un Audi A6. De asta spun că Golful 7 All-Track este pentru cineva care vor o mașină diferită, bine echipată, dar nu au pretenția la un brand mai premium. Interiorul arată foarte bine, avem scaune din textil cu alcantara încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, cutie de viteze, DSG, frână de parcare la buton și, normal, fiind un All-Track, sper că vedeți, avem și aici inscripția, are și tracțiune 4Motion. Anvelopele sunt în stare bună, are și farurile cu xenon, clar este un Golf 7 de luat în considerare. Vă reamintesc, dacă vreți să colaborăm, v-am lăsat un link în descriere de la autorulategermania.ro. Vine cu motorul de 2.0 diesel de 184 de cai, are 126.000 de kilometri, este Euro 6, iar preț cerut 17.000 de euro. Ce spuneți, merită sau nu merită? Așteptările voastre. Aici avem o Honda Civic din 2017, o mașină foarte faină din punctul meu de vedere, nu știu, designul de la exterior este unul aparte, chiar este o mașină care arată foarte, foarte bine. Sunt curios care este și părerea voastră și, da, din nou, este o mașină pentru cei fără prea mari pretenții, pentru că, dacă stăm să întrebăm mai multe persoane, mulți ar prefera cu siguranță un BMW Serie 3 în schimbul unui Civic. Interiorul arată ca nou, vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, cititor pentru semnele de circulație, are și lane assist,
Deci este o mașină clar decent echipată, vine cu jantele originale pe 17, cu anvelope care sunt aproape noi, are și farurile cu LED, deci este o mașină, zic eu, de luat în considerare. Vine cu motorul de 1 litru benzină de 130 de cai, are 65.000 de kilometri, inspecția tehnică este nouă, iar prețul cerut 15.800 de euro. Ce spuneți, merită sau nu? Aici avem un Citroen DS5 din 2015, din nou o mașină foarte diferită, o mașină bine echipată, doar că, din nou, mulți nu-și cumpără un DS5 pentru simplul fapt că nu este un brand premium, pentru că nu este Audi, BMW sau Mercedes, chiar dacă acest Citroen, o să vedeți imediat, îți oferă foarte, foarte multe dotări și, nu în ultimul rând, arată diferit. Interiorul chiar arată spectaculos, vine cu scaune încălzite, clima automată, navigație, cutie de viteze automată cu padele pe volan, comenzi pe volan, pilot automat, are și plafonul negru, lane assist, deci este, cum am spus, o mașină foarte interesantă, are și farurile cu xenon, are și tracțiune 4x4, deci chiar este ceva mai diferit. Vine cu motorul de 2 litri diesel hibrid de 163 de cai, are 94.000 de kilometri, se oferă și garanție dacă o cumperi să o folosești în Germania, iar prețul cerut 15.790 de euro. Merită sau nu merită? Aștept părerile voastre. Aici avem o Kia Ceed din 2013, o mașină foarte corectă pentru cei care vor un model mai nou, cu un kilometraj redus și într-o stare cât mai bună. Într-adevăr, la prețul cerut pe această Kia Ceed, poți să-ți cumperi un seria 3 F30, chiar și un seria 5 F10 cu ceva kilometri la bord și cu diferite probleme ascunse. Dar sunt unele persoane care vor o mașină pe care se pot baza, așa că o Kia Ceed ca aceasta ar fi o alegere bună. Cam așa arată în interior, pe partea de dotări vine cu aer condiționat, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, clar este o Kia Ceed destul de standard, vine cu jantele originale pe 16, discurile și plăcuțele de frână sunt în stare bună, anvelopele sunt aproape noi, clar este genul de mașină pe care o cumperi, iar în viitorul apropiat nu o să investești niciun ban. Vine cu motorul de 1.6 benzină de 135 de cai, este un motor fiabil și ușor de întreținut, are 74.000 de kilometri, iar preț 10.000 de euro. Aici avem un Volvo XC70 din 2015, din nou o mașină aș putea spune destul de subapreciată, pentru că la prețul cerut pe acest Volvo, cu siguranță majoritatea ar prefera un seria 5, un seria 7 sau fel și fel de avioane de genul acesta. Motiv pentru care o să vedeți destul de rar un Volvo XC70, chiar dacă din punctul meu de vedere este o mașină foarte interesantă, anvelopele au fost recent înlocuite. Interiorul arată foarte bine, îmi place combinația de culori, are scaune din piele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, keyless entry, keyless go, cutie de viteze automată și normal, fiind o ediție mai specială, are și tracțiune 4x4, garda la sol este ceva mai înălțată, are și farurile cu xenon. Chiar sunt curios câți dintre voi ați prefera o mașină de la Volvo în schimbul uneia nemțești. Vine cu motorul de 2.4 diesel de 181 de cai, are 137.000 de kilometri, iar acum aș vrea să lăsați în comentarii dacă ați dat 25.000 de euro pe acest Volvo. Aici avem un BMW seria 2 din 2016, da, aș putea spune că este un BMW pentru cei fără prea mari pretenții, pentru că la prețul cerut pe acest seria 2, cu siguranță poți să-ți cumperi un BMW cu 4 uși, adică pentru unii un BMW mult mai practic. Dar dacă vrei un BMW sport, bine echipat, cu un kilometraj redus, cu siguranță merită să cumperi acest seria 2. Interiorul arată ca nou, vine cu scaunele sport încălzite, clima automată pe două zone, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, cutie de viteze automată, deci este un seria 2, cum am spus, bine echipat. Vine cu jantele originale pe 18, cu anvelope care sunt în stare foarte bună, discurile și plăcuțele de frână sunt în regulă, are și farurile cu LED. Este o mașină, cum am spus, interesantă dacă nu ai nevoie de una cu 4 uși. Vine cu motorul de 2 litri diesel de 224 de cai, este versiunea 225D, are 81.000 de kilometri cu un istoric complet, iar preț 22.000 de euro. Ce spuneți, merită? Aici avem un Volkswagen T-Roc din 2018, din nou, este genul de mașină pe care eu o văd în felul următor.
un model pentru cei fără prea mari pretenții, pentru că la acest preț poți să-ți cumperi un Touareg din 2012, din 2013, care na, clar este dintr-o altă clasă. Dar în schimb, dacă vrei o mașină cât mai nouă, cu un kilometraj cât mai redus, din nou, un Volkswagen T-Roc ar fi o alegere foarte bună. Interiorul arată ca nou, pe partea de dotări vine cu încălzire în scaune, clima automată pe două zone, navigație, ceasuri de bord digitale, comenzi pe volan, pilot automat, frână de parcare la buton, are și lane assist, vine cu jantele originale pe 17, cu anvelope de vară care sunt aproape noi, are și farurile full LED, deci clar este o mașină de luat în considerare. Are motorul de 1.5 benzină de 150 de cai, doar 36.000 de kilometri, inspecția tehnică este nouă, are de fapt pilot automat adaptiv, acum am văzut, iar preț 21.000 de euro. Merită sau nu merită? Aici avem un Peugeot 308 din 2015, o mașină ceva mai diferită, aș putea spune, deoarece acest Peugeot vine cu nivel de echipare GT. Deci este un 308 bine echipat și din nou se pune aceeași problemă, la acest preț poți să-ți cumperi clar și o mașină de la un brand premium, doar că cu un kilometraj mult mai mare, cu un risc mult mai mare de țeapă. Apropo, v-am lăsat un link în descriere de la Car Vertical. Interiorul arată ca nou, vine cu scaune din piele cu alcantara încălzite, clima automată, navigație, cutie de viteze automată cu padele pe volan, plafon panoramic, pilot automat, lane assist, cititor pentru semne de circulație, avem și aici inscripția GT, vine cu jantele originale pe 18, cu anvelope care sunt aproape noi, are senzor de parcare față-spate cu avertizare la un mort, plus farurile full LED. Are motorul de 2000 diesel de 180 de cai, 52.000 de kilometri, inspecția tehnică este nouă, iar preț 18.400 de euro. Ce spuneți, are meritat acest Peugeot? Următoarea mașină ar fi acest Golf 8 din 2020. Din nou, este un Golf 8 pentru cei care nu au prea mari pretenții, deoarece nivelul de echipare, o să vedeți imediat, este unul destul de standard, dar și prețul cerut, ținând cont că totuși este un Golf 8, este unul destul de micuț. O să vedeți. Vine cu senzor de parcare pe spate, are stopurile pe LED, din păcate vine cu niște jante din tablă pe 16, dar în schimb anvelopele sunt aproape noi. Haideți să vedem și interiorul. Interiorul arată ca nou, pe partea de dotări vine cu climă automată, comenzi pe volan, pilot automat, ceasuri de bord digitale și cam atât. Da, nu are navigație, dar în schimb are Android Auto și Apple CarPlay. Farurile sunt cu LED, dar nu sunt cele de top. Cum am spus, este un Golf 8 destul de standard. Vine cu motorul de 1 litru benzină de 90 de cai, are 32.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 19.600 de euro. Aveți aici seria de șasiu dacă vreți să o verificați pe Car Vertical. Și ultima mașină pe astăzi ar fi acest Audi A3 din 2016 în varianta limuzină. După cum bine știți, dacă ați ajuns până la această mașină, nu uitați să dați un like la acest videoclip și să-mi lăsați în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre mașinile pe care vi le-am arătat astăzi, dacă sunt niște mașini care merită cumpărate sau nu. Deci aștept părerile voastre în comentarii. Sper că vedeți mașina de față se află într-o stare foarte, foarte bună. Haideți să vedem și interiorul. Vine cu două seturi de jante, nu se plătește nimic în plus. Pe partea de dotări vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat și cireașa de pe tort ar fi faptul că are cutie de viteze DSG. Da, este un Audi A3, aș putea spune, pentru cei care nu au mari pretenții, pentru că nu este un A3 full option. Și da, la prețul cerut poți să-ți cumperi și un A4, doar că mult mai kilometrat și cu un risc mai mare de țeapă. Vine cu motorul de 1.4 TSI de 125 de cai, are 100.000 de kilometri, iar preț 16.000 de euro. Bun, cam acestea au fost mașinile pe astăzi, nu uitați de un like și ne vedem data viitoare. Ciao!